La brumărie avem la varietatea Maro un singur premiu 2, întrucât au fost doar 2 participanți. Premiu 2 merge la stațiunea Popovuț. Vă rog să prezentați masculul. Să îmi muneze pentru. Nu înainte de a ne spune câteva cuvinte, domnule deputat. Mulțumesc, domnule director, bine v-am regăsit din nou, stimați copii. Am fost în cercul de rămâne lângă dumneavoastră și în casă de spun din nou că faptul foarte bine rău dumneavoastră. Domnule director, felicitări din nou pentru organizarea pe care a făcut-o cu ocazia acestui târg, alături de domnul primar al comunei de Chin. Nu în ultimul rând felicit comisia de specialitate, dar totul este posibil datorită felinierilor care sunt în venit la acestui. Director, vă spun și eu, Hristos a înviat, mă bucur tare mult că pot fi prezent astăzi aici. Realizările stațiunii Popovuț sunt cunoscute și iată că, așa cum spune domnul director, rozul de caracul, caracul de botul, rozul de se va, cu siguranță va fi unul de top, așa fel încât, ce să vă spun, în anii care vor veni, cu siguranță lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine și iată că exemplarele au soțit. Vă doresc multă sănătate, multe realizări și Doamne ajută! Premiu! Dați-mi premiu! Dați-mi premiu! Nu, uitați, avem acolo inginerul sigur de problemă. Domnul inginer, dați-i! Să-l încurajăm, e tânăr și trebuie încurajat în activitatea lui de acum înainte. Doamnelor și domnilor, în final vreau să-l rog pe domnul primar, fiindcă este unul din organizatori, să ne spună câteva cuvinte. Felicitări tuturor! Hristos a înviat! Felicitări în primul rând pentru munca depusă. Ceea ce am făcut noi astăzi aici nu a fost decât să facem un gest de apreciere pentru munca pe care dumneavoastră o faceți zi de zi și sper să ne vedem în fiecare an cu exemplare din ce în ce mai frumoase. Încă o dată felicitări! Multă sănătate tuturor! Mulțumim, organizatorilor!